Tragedie într-o familie din localitatea Romos. O casă a fost cuprinsă de flăcări noaptea trecută, iar două femei au reușit să se salveze la timp din fața flăcărilor. Însă au suferit atacuri de panică, fiind asistate medical de către paramedicii SMURD. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, existând riscul ca acesta să se extindă și la clădirile învecinate. De urgență, la locul indicat, s-au mobilizat pompierii detașamentului Orăștie cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta violent într-o cameră, pe hol și la acoperișul locuinței, pe o suprafață totală de aproximativ 100 de metri pătrați, cu reale posibilități de propagare a flăcărilor la clădirile învecinate. Proprietarea casei, o femeie în vârstă de 85 de ani, care se afla în interior în momentul producerii incendiului, a reușit să se autoevacueze la timp. Aceasta, precum și o altă femeie în vârstă de 55 de ani, aflată la locul evenimentului, au suferit atacuri de panică, fiind asistate medical de către paramedicii SMURD, fără a fi necesar transportul acestora la spital. Intervenția pompierilor militari a durat mai bine de 3 ore. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost o defecțiune la un corp de iluminat exterior.